Uniunea Democrată Maghiară din România a aflat cu stupoare despre faptul că DNA a efectuat percheziții la sediul primăriei municipiului Sfântul Gheorghe, respectiv la domiciliul primarului Antal Arpad. A fost vizat un contract finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, în cazul căruia instituția de finanțare a emis un document prin care se stabilește îndeplinirea tuturor criteriilor de reglementare, respectiv legalitatea tuturor aspectelor. Uniunea Democrată Maghiară din România își exprimă solidaritatea cu primarul Antal Arpad și are încredere deplină că audierile ce au avut loc pe parcursul acestei zile vor clarifica cu siguranță acuzațiile aduse și vor dovedi că acestea sunt nefondate.